Oricum, toată lumea observă că pensiile speciale, proiectul noii legi al pensiilor, pensiile, țin titlurile ziarelor. Și nu de azi, de ieri. În orice caz, nu voi sta să despic firul în patru despre niciuna dintre aceste lucruri menționate, ci aș vrea să vă vorbesc despre cei care le primesc și cum vor decurge lucrurile pentru ei, pentru noi, pentru România în viitor. Asta în contextul în care din ce în ce mai mulți dintre noi vom trăi vieți tot mai lungi, dar deocamdată nu este chiar clar de unde vom avea aceste resurse pentru a le permite bătrânilor să consume după pensionare. Conform ultimelor date INS, un român din 5 are peste 65 de ani, o cifră destul de semnificativă dacă stăm să ne uităm peste cum arăta proporția în trecut. În 1950, pensionarii reprezentau doar puțin peste 7% din populația României. Acum ne apropiem destul de mult de 20%, iar viitorul nu sună tocmai strălucit. Specialiștii estimează că în următorii 25 de ani, cei care ies la pensie vor reprezenta aproape o treime din populație. Chiar și acum, cu cele 20%, țara noastră intră în categoria societăților îmbătrânite. Această situație ar trebui să ne facă să tragem un semnal de alarmă și să găsim variante pentru a nu ajunge în impas economic. Spun asta pentru că în ritmul acesta, executivul va fi nevoit să aloce din ce în ce mai multe resurse, atât pentru îngrijiri medicale, cât și pentru pensii. Pe scurt, cei care ne conduc ar trebui să se uită mai mult către tinerii care părăsesc țara, mai ales că în ultima perioadă a avut loc ceea ce specialiștii au numit exodul creierelor. Un alt lucru alarmant este lipsa de bani puși deoparte de către români. Dacă elimină milionarii în lei, restul populației abia dacă are 2000 de euro puși la saltea. Astfel, polarizarea este de 1 la 100. Prin urmare, nu trebuie să... Trebuie să vedem ce se poate face și să ne întrebăm ce rămâne de făcut. Guvernul dezbate această problemă ceva mai des în ultimele luni, dar momentan nu este nimic bătut în cuie. Însă, poate nu ar fi rău să ne uităm peste hotare și să vedem ce au făcut alte țări care se confruntă și ele cu astfel de provocări. De exemplu, Danemarca folosește un website pentru a ajuta cetățenii să-și planifice pensiile. Olanda are un sistem de pensii hibrid. Experții susțin că astfel de metode ar putea fi niște soluții bune și pentru țara noastră.